Bine am luat cinața de toate zilele de dumneavoastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește, într-un numele Domnului Preacucerii și Părintele Mine. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Preacucerii și Părinți, fiți credincioși, având în vedere faptul că în aproximativ 10 zile Catedrala Ortodoxă din Orășie va serva ocrotitorii hramul Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel. În contextul acestui eveniment deosebit de important pentru această biserică măreață din Orășie și pentru parohia noastră, am găsit de cuvință ca în această seară să organizăm o conferință avându-l invitat, avându-l ca invitat pe Părintele Profesor Stelian Tofană, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Atunci când l-am abordat pe Părintele Profesor pentru acest demers, ne-am gândit împreună care temă ar fi mai potrivită, mai de actualitate, pentru că ar fi multe teme de luat în calcul, multe lucruri, multe probleme pe care societatea românească cotidiană, cel puțin, le frământă și le întoarce pe parte și pe cealaltă. Și am găsit de cuvință împreună să rog pe Părintele Profesor să ne pregătească o conferință despre familie. Pentru că majoritatea dintre noi, cei ce suntem aici, provenim dintr-o familie, ne-am născut într-o familie, la rândul nostru avem o familie și ne nădăjduim pe cei care sunt tineri, care n-au o familie, o vor avea. Dar constatăm în zilele noastre un atac furibund împotriva familiei, mai ales cu ajutorul mijloacelor mass-media, care am crezut până bună oară că create atât de sofisticate pentru a transforma societatea în bine, nu pentru a o strica. Vedeți, familia opundește un pericol intern, pe de-o parte, din interiorul nostru, pentru că sunt foarte multe divorțuri în ultimii ani, în societatea, în biserică, în creștinismul românesc, în societatea românească. Dar este și un pericol extern, din afară, care ne căută lucru. Poate de prisos să spun că toți știm că familia este compusă din bărbați și din femei. Sigur, Părintele Profesor, noastră, pentru că nu te va sublinea cu apăs lucrul acesta. Dar vedeți că din afara țării, vin alții care ne spun că familia poate să fie și altfel. Sau societatea ar putea cumva să existe fără familie. Și atunci, sigur că ne punem întrebarea care va fi viitorul unei astfel de societate. Desigur, Părintele Profesor este, Părintele Profesor Stelian Tofană este pentru prima dată în Orăștie. A sfârșit de dimineață împreună cu noi la Sfânta Sfântească Liturghie și este prima dată în sensul în care susține o conferință și cred că nu este ultima. Încă de acum îi transmite rugămintea să vină și altă dată, cu timpul îi permite, cu o altă temă, cu o altă conferință, mijlocul nostru. Părintele Profesor, vreau să vă spun că a susținut foarte multe conferințe, mai ales în mediile universitare, în Cluj-Napoca, în Oradea, Baia Mare și cred că foarte multe locuri din țară, nu am memorie precis, poate ne va spune Părintele. Dar a susținut foarte multe conferințe, cel puțin pe tema familiei, de care cred că ne vom bucura să-l ascultăm, pentru că Părintele Profesor a propus de mulți ani formarea Sfinției sale, a propus în adâncurile Sfintei Scripturi și poate să ne spună și să ne convingă
de importanța acestei teme care este familia creștină și îl rog pe Părintele Profesor să încerce să ne expună ceea ce a pregătit pentru noi această seară, urmând ca la final cei care doresc să puneți întrebări scrise sau rostite oral să puteți să faceți acest lucru să primiți un răspuns cuvenit. Bine ați venit, Părintele Profesor. M-a solicitat foarte mult
pentru o serie de conferințe în Cluj pe tema familie, pe tema familie și anume cu accentul pus pe textul biblic. Adică ce spune Biblia despre familie, despre relații cu familie, părinți-copii, copii-părinți, apărarea familiei în fața societății, amenințările care vin din partea ei asupra familiei, etc., etc. Pe noi ne interesează, noi cum ne iubiți. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Nu ce spune un anumit sistem filozofic, un anumit sistem social, un anumit sistem politic. Nu, ci ce spune Biblia. În Biblie ne regăsim cu toți. În Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care dă sens vieții noastre, drumurilor noastre, căutărilor noastre și răspuns întrebărilor pe care le avem. Adesea mai mult decât observat. Așa se face că am răspuns acestei chemări și, după cum mulți știți, când postate pe internet, aceste conferințe ținute la Casa de Cultură a Studenților. Din Cluj-Napoca, o sală atribuită. Dovadă că lumea este extrem de interesată de ceea ce înseamnă poziția omului astăzi în societate, poziția omului în familie, poziția omului în fața lui însuși. E foarte important, de multe ori, ce poziție mai ai față de tine însuși. Așa că acesta este motivul sau raționamentul pentru care am inițiat aceste conferințe cu accentul pus pe textul biblic. Și dacă veni vorba de textul biblic, iarăși încă un semnal de alarmă pe care l-am tras pentru tineri pe unde am fost, în țară sau în străinătate, în mass media, în televiziune, asupra nevoii de a introduce cât mai repede organizat în bisericile noastre program biblic. Creștinii noștri nu știu să folosească biblic. Nu numai că nu știu să folosească, creștinii noștri nu au biblic. Ce să mai vorbim de faptul că acum să zicem, dacă ar fi la un program biblic pe canal de 2-9 săptămâni la o biserică din Cluj, schimbare la față și care se permite în direct de 2 ore pe radio, mitropolie noastră, Renaștere. Și care program biblic este făcut exact așa cum vedeți dumneavoastră. În care oamenii au casă, ceva de textul, analizăm acolo, fost teme foarte importante, tema pe care o analizăm acum este traia noastră. Ce spune Biblia? Foarte multă lume știe, a, e masă, e o rugăciune la biserică, sunt mulți preoți adorați acolo, merge cel la masă, a fiecare o românare, duce cu vrei, duce cu vrei, și nimic mai mult. Ce înseamnă, de fapt, traia noastră? Ce înseamnă această rugăciune extraordinară? De ce culegi și de ce părinte în taia noastră? Ce se face cu acel vrei care are bază în Vechiul Testament? Ce înseamnă această taină în epoca apostolică ce a însemnat ea? De ce preotul pune mâna? De ce preotul unge puterea Sfinții? Ce știm în taină? Așa că, iarăși, în acest punct de vedere, nevoia unui program biblic în bisericile noastre, și aici mă refer în primul rând la slujitorii altarelor, slujitori femeși pe care îi aveți în Evanghelie, preoții, trebuie să introducem programul biblic în biserică, program constant, ceva de genul acesta, sigur, duminica, pentru că este foarte greu peste săptămână să adunăm pe creștini, pentru că lucrează, deci trebuie, iubiți părinți, să facem un pas mai departe, mult mai mult decât am făcut până acum. Cu acceptul mult pus pe ce este liturghia, ce înseamnă liturghia? Pentru că în momentul în care un creștin, un om știe ce înseamnă liturghia, nu mai rămâne acasă. De asta vă asigur eu. Dar atâta timp când creștinul nu știe ce înseamnă liturghia, ne vedem și la catedrală în Cluj, dar acolo este catedrală, se intră, se iese, și îmi dau seama de multe ori, când predică, sunt în amvon, un vin creștini, se duc să rupă icoana, două lumânare, două lumână, se duc o pun la locul unde este jertfa pentru lumânare, spun o rugăciune și plec. Și tot așa, în timpul liturghiei, inclusiv în momentul prefacerii. Și fiecare dată mă gândesc,
oameni aceștia, care vin, timp, în sfârșit. Faptul că vine în timpul liturghiei și se duc și la timpul morale, care sunt foarte importante, pentru sufletul celor dragi, care trăiesc pe Dumnezeu, cred că e foarte important. Dar dacă știi ce înseamnă Cuvântul Lui Dumnezeu, ce înseamnă Evanghelia care se citește, care este nimic altceva decât Iisus vorbind, dacă ar fi ce înseamnă epicleză de momentul acela cu pâine și vinul din altar să ne facă în grupul și sângele lui Iisus, cu siguranță vin tot ce nu se întâmplă. De aceea, cum mai mult accentul pus pe explicarea liturghiei, pe explicarea tainelor bisericii, pe Biblie, Biblia și iarăși Biblia. Pentru că numai acolo găsim absolut toate resursele pentru viața noastră și echilibru pentru tine. La un moment dat, în Psalmul 118, spre exemplu, ne spune Cuvântul tău este pătlie cărărilor mele. Cât spine de astăzi? N-au în față cărărilor lor, doar o trebuie. Pătlie cărărilor mele. Și spune mai departe, dacă n-am fi pus Cuvântul tău în cugetarea mea, adică reflecția mea, spune, aș fi pierit într-o necadă. Toate aceste vreme încercă. A venit timpul când nu mai este suficientă, deși liturghia este liturghia, este taina tainelor, este misterul din excelența bisericii, nu mai este suficient să slujim liturghia și fără ca creștinii să știe exact ce se petrece acolo și ce înseamnă liturghia pentru ei și pentru viața lor și apoi să încheiem, dacă încheiem și cu o vecerie, de câteva minute și ai că nu. Nu mai este suficient. În societatea de astăzi și pentru mine, trebuie să facem un pas mai departe. Acesta este punctul meu de vedere și l-am spus mai mult sau mai puțin oficial, mai mult sau mai puțin apăsat, dar de fiecare dată apăsat și cu întreaga responsabilitate față de ceea ce se vede. Altfel ne vom pierde. Și acum am să revin, am să încep, dar n-am să revin când am început, am să încep prelegerea pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră seara. Așa după cum vedeți, titlul acestei conferințe este Societatea de azi, o lume fără familie. V-ați putea întreba unui, dar de ce Societatea de azi, o lume fără familie? Atâtea familii sunt în societatea noastră. Poate să există. Atâtea familii, să nu există familie. Dar cea mai lovită instituție în momentul acesta este instituția familiei. O să vedeți ce se aplicează atât cât o să pot permite să vă spun din un calendar proiect de conferință pe această temă. Familia creștină este cea mai lovită astăzi și, atenție, mai ales pe tine, nimeni din societatea de astăzi. Când spunem, mă refer la cei care sunt conducători acestei societăți de astăzi. Mai apropiați de noi sau mai îndepărtați. Pe care știți sau pe care nu știți, pe ce mai mult nu știți, nu e intuit numai în spate. Așadar, familia creștină nu mai convine societății. După cum spiritualitatea ortodoxă nu mai convine în lumii de astăzi. O lume din interes, o lume consumistă, o lume, o să vedem, ultra-consumistă, ultra-secularizată, spiritualitatea ortodoxă nu mai convine. Și biserica, cea care va fi cel mai mult în viitor, asaltat și persecutat și lovit. Să știți că va fi biserică ortodoxă. Spiritualitatea ortodoxă. Dar să vă dau numai un exemplu. Vreau să vă spun atât de mult în seara aceasta, că a trecut deja timp și încă nu am început cu conferință. Mă refer la post. Ia gândiți-vă dumneavoastră dacă ar fi creștini autentici și ar trebui să fie. Și să ținem postul așa cum ar trebui să ne ținem. În viața noastră, pentru că postul este un act de cult în primul rând. Postul nu este o dietă alimentară, ci este un act de cult.
înseamnă postul, gândiți-vă dumneavoastră ce ar însemna pe an despre toată noastră mai multe jumătate din zile de creștinat sunt zile de post. Ce ar însemna să fie o plină producție pe carne, pe lactate și așa mai departe. Ori mai mare câte societăți ultraconsumiste văd în asta un pericol extraordinar. Venit din partea bisericii. Așa se face că s-a creat această industrie de post, cu alimente de post, că nu sunt alimente, care nu mai este post. Dar sigur nu am să vorbesc acum despre post. Deci o spiritualitate care are în vedere șerfă de aceste vedere nu este pe placul mai mare al omului, care conduc lumea aceasta, din punct de vedere economic, totul este exact de consumism. Am dat numai un exemplu. Și încet, încet, uite, așa ne contopim, încet, încet, uite, așa ne pierdem identitatea. Și spuneam și în altă parte și în străinătate, lupta asta nu mai este pentru identitate confesională. Cine crede că trebuie să lupte pentru identitate confesională, adică pentru identitatea ortodoxă, pentru identitatea catolică, protestantă, nu protestantă, a pierdut din stat. Aici ne aduc societatea în care suntem, că trebuie să luptăm pentru identitatea creștină. Îmi povestea la o conferință un profesor din Siria, care ne spunea lor acolo că în Siria creștinii ortodoxi, și nu numai, dar el era ortodox, vorbea de creștini ortodoxi, se duc duminică la biserică toți din casă. Nici unul nu. De la copilașul din leagă, unul la cel mai jos. Și ne întreba, știi de ce dă toți? Și care putem și dacă nu putem. Pentru că nu mai știm dacă ne întoarcem acasă. Și ca să nu rămână orfan, să nu fie despărțit, să nu rămână copii, fără părinți, părinți, fără copii, merge toți să murim toți, pentru că nu știu în ce moment va fi un atentat și nu se mai întoarcă acasă. Iar de ce nu putem. Și seara asta o să vedeți ce înseamnă familia și cât de incomodă este familia creștină pentru societatea de astăzi. De aceea trebuie să ne apărăm identitatea creștină, identitatea de credință, cu orice preț, și să facem mai mult în acest sens de un pericol pe care îl simțim la orice pas și, în primul rând, sunt tinerii noștri afectați. Ca să mă puteți urmări mai bine, am să vă prezint un cuprins al punctelor la care am să mă opresc, punctelor spre perfecție. Preliminare, societatea de azi, omul din ea, doi tipuri de familie acceptate de societatea de astăzi, trei primi oameni, prima familie și menirea ei. Să vedem ce ne spune Biblia, ce ne spune Cuvântul Dumnezeu. Modelul de familie ca șansă unică a societății, există un model de familie ca șansă unică a societății. Și acest model este dat în text biblic, iar totul va fi axat pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și cele din urmă, nu niște concluzii, ci niște concluzii soluții, cu semnul de întrebare. Și acum să mergem la primele reflexii. Un semnal de alarmă în societății noastre, în care familia, în înțelesul lui creștin, este pe cale de dispariție, trebuia de mult să percepem toți. Nu acum. Semnalul de alarmă nu este al meu, nici al altora de ieri, nici al altora de mult încerca să percepem acest pericol, această provocare care vine asupra familiei și care provocare cele din urmă nu face nimic altceva, să nu are nimic altceva în intenție decât să distrugă. Să vedem, societatea de azi nu are nevoie de familie. De ce? Să vedem. Unde este pericolul? Pericolul este acolo că dispărând familia,
accentueze trecutul. Sunt atâtea tipuri de familie pe care societatea de astăzi le vrea, numai familia creștină nu. Dispărând familia din mijlocul societății, așa cum vedeți aici, va dispărea însăși rațiunea de a fi a societății. E foarte logic acest lucru. Și atunci mă puteți întreba și dacă dispare societatea. Dispare omul? Nu. Nu dispare omul. Omul se va puțina, vor fi mai puțin oameni, va dispare societatea și colectivitatea. Dar ce va rămâne atunci? Că nu se mai va primi nimic. Care nu va ști unde să se împartă și de unde pleacă un individ singular, dar într-un oarecare. Un individ manipulat din toate punctele de vedere și acest lucru se dorește. Un individ pe care îl folosești unde vrei și cum vrei, fără să ai deloc conștiința încărcată că ești responsabil pentru lucrurile lui. Pentru că atâta timp de nu știi unde merge și ce faci, e mai greu să spui că ești responsabil pentru lucrurile lui. Deși în spate este responsabilitatea celorlalți care l-au adus pe om și l-au transformat într-un individ singular. Uitați-vă dumneavoastră astăzi. Eram la atelier la masă într-un restaurant și acolo era un grup de tineri. Probabil că aveau activitate. Acolo la masă, trei sau patru mai vorbeau unui cu alții. Toți erau cu telefoanele în față și le butonau. Și discutau cu cineva, probabil, sau nu discutau cu nimeni. Deci era, să spunem, la masă, toți veniți într-o colectivitate, dar nimeni nu vorbea cu nimeni. Spre acolo de mult. Telefonul, care ne aduce în față atât de multe lucruri, nu știu dacă sunt și curiozități, care ne izolează, nu o să mai discutăm unii cu alții, pentru că nu mai avem timp unii de ceilalți. Telefonul va fi cel cu care noi vom discuta. De fapt, nu va fi, telefonul nu va fi un partener de dialog. Omul nu va dispărea de față. Iar când vor veni telefoanele acestea ultra moderne și omul să-l vedem în fața noastră, dar mă rog, nu și altcine. O să ne întrebăm, așa cum ne-am întrebat, când au apărut pentru prima oară peștile, când puteai să vorbești, când vor la trei buzunar și vorbeai pentru pe spate și pentru coală. Și când orice ai după cineva și spune omul așa să vorbește singur. De adevăr vorbea la telefon, vorbea la cineva. Pentru omul de lângă, el care a trecut pe lângă el, vorbea singur. Atenție, vorbea singur. Și noi știm ce înseamnă în spate, conotați aceste expresii să vorbești singur. O să ne singularizăm, o să ieșim dintr-un spațiu de colectivitate și de relație unii cu alții, de fapt, dar nu mă există. Deci spunea și se întreba, de fapt, auzea acest lucru, am auzit pentru prima oară de la fostul mitropolit de la Cluj, Bartolomeu, care în predică a spus, știți când, sau care sunt semnele că sfârșitul este aproape, sau sfârșitul lumii va fi aproape. Și spunea că nu o să mai fie cărări între case. Adică ce înseamnă acest lucru? Că nu o să mai fie cărări între case, nu mai discutăm cu limbații, nu mai vizităm. Ne-am simplu la viața noastră, nu mai sfârșit. Pentru că, de fapt, noi înșine ne-am provocat sfârșit. Uitați-vă, astăzi cât de puțin ne cunoaștem cu limbații. Pentru că nu mai avem timp să ne cunoaștem. E absolut tragic, tragic, să sun pe cineva și să-l întreb mai bine. Ai un minut să mă asculți? Cu asta încep în toată lumea. Poți să mă asculți un minut? Poți să mă asculți 2 minute? Ai 2 minute să mă asculți? E tragic acest lucru. Ei, toate aceste lucruri, calități, apasă pe omenii noștri și dacă nu mai e nici familie,
în care să te regăsești, ajungi un individ singular, umblând de aici, folosindu-te unui cum ca ei, folosindu-te cum ca ei, și astfel încet, încet, s-a terminat, tot ce. Dacă nu vei mai avea omul de lângă tine cu care să formeze cu comuniune, să fie familie, cu să vedem imediat cu copii și așa. Dragii mei, de acest lucru ne întâmplăm pe această tragedie universală, e de fapt o dramă cosmică, pe acest lucru ne întâmplăm dacă nu ne trezim, dacă nu, și aici este mare responsabilitate a factorului educațional. În primul rând, biserică. Dar și ea este lovită din toate părțile acum, uneori cu motiv, uneori pe dreptate. Dar trebuie noi înșine să ne trezim și noi, și școala. O să vedeți dumneavoastră când va intra în școală cursul acela de așa zis, se educează sexual. O să vedeți atunci la tragedie, nu la 18, nu la 20, ci la vârsta tragică. Sper totul să ne pierdem mintea și să ajungem să mai introducem și acest aberații în procesul de învățământ. Și nu spun mai multe în acest sens. Așadar, neamul care este pericol. Ce înseamnă, de fapt, familia creștină? Eu am decupat câteva lucruri din ceea ce înseamnă, de fapt, familia creștină și la care se referă. Un leagăn și un sânt de tine. Până nu există un leagăn și un sânt de tine, atâta timp că nu mai există leagă și zâmbete pe el, indiferent cum îl numim leagănul acesta. Trebuie să fim extrem de creștinți. Și asta e familia. De ce am început cu un leagă și cu zâmbete pe el? Pentru că chiar dacă se încropește familia, prima mare întrebare pe care își ridică părinții, dar nu că ei o ridică pentru că vreau să ridice, ci sub presiunea societății în care trăiesc, este dacă să aibă copii sau nu. Dacă îi pot crește sau nu. Dacă au cu ce să-i crească sau nu. Sau dacă au acasă, dacă pot să aibă. Pentru că societatea se întâmplă mult mai puțin de acest lucru. O să vedeți în cel de lungă tragedie. Așadar, în primul rând, familie însumează un leagăn și un zâmbet. Acum nu mai știu dacă tinerii de astăzi, copiii noștri, mai știu ce e leagăn. Noi cei mai buni să știm ce este leagănul, cum era pus la capătul patului și părinții, pe cealaltă, au obosit, veniți la locul de la când. Mai era tângeau din când în când și forma lui, patului, ovală, părintea să se mai mișcă și pruncușorul din el, că dacă e legat. De fapt, în lucrarea nu mai avem leagănul asta, sunt atâtea legele sau leagăne, să zicem așa, care sunt înlocuite cu tot felul de lucru model, cu contează. Unde îl pui, pe poți să-l pui și tu leagă sub formă de navă cosmică. Important este să fie acolo zâmbetul. Indiferent cum îi spunea leagănul acela, să fie acolo zâmbetul acela. Care elimină, împrăște orice furtună din sufletul. Acele se zâmbe tot cu copii. Și primul rând, aceasta înseamnă familie. Nu doi parteneri de viață, să nu. Primul rând, o familie este recunoscută după acest subiect. Nu vorbim sigur acum de știință. Soțul, fiică, tinere familie, vreau să aibă copii, dar cumva în tine nu pot vorbi de aceste lucruri, care au și ele reacțiunea lor la Dumnezeu. Poate să fie o încercare de la Dumnezeu, poate să fie un răspuns pe care așteaptă Dumnezeu de la ei. Deci nu vorbim de aceste știți. Vrem în general de ceea ce înseamnă familie. Alții, după care mai putem să recunoaștem în familie. O plimbare a celor doi, soțul, fie mână, mână, pentru un pat. Mai vedem atunci.
că nu mai pot, nu mai au timp. Deci suntem de obosit și nu mai fiu cum să-și folosească timpul pe care îl au la dispoziție. Și este iarăși este un semn amenințător vis-a-vis de faptul că tocmai vedem familie astăzi în societate. A sta la masă, a avea o familie, a fi o familie, se viață, a sta la masă, împreună copii și părinți. Câți părinți? Nu, altfel pot să spun. Câți copii? De astăzi mai stau la masă cu părinți. Și cât mai stau la masă? Peste săptămâni este foarte greu să realizăm acest lucru. Pentru că suntem la lucru, o să vedem imediat când lucrează mama și tata. Copiii sunt la școală și la alte activități, după școală. Ne întâlnim foarte rar. Dar unde este întâlnirea aceea tradițională dintre părinți și copii la masă în ziua de duminică? Când toți ar trebui să fie la biserică și împreună să se întoarcă acasă, să ia masa împreună, să mai discute și despre ceea ce au auzit la biserică, să mai aibă timp unii pentru alții. Nu. Vine weekendul. Când auzim de weekendul, imediat, în sfârșit de săptămână, care pe unde poate. Biserica e părăsită. Liturghia nu mai este un privilegiu de a ne aduna. Și astăzi, încet, încet, copiii o iau în sfârșit. Și părinții rămân undeva singuri. Acesta este un alt semn că a dispărut familia de mijlocul nostru. Să nu mai vorbim din cazurile în care copiilor este rușine să stea la masă cu părinții, să spună de ce se discută cu mama și cu tata, ei sunt învechiți, ei sunt din timp fureauți. Dar de ce nu ai stat să spuneți și ce a fost în timpul rămâsă? De ce n-ai stat să asculti și tu din, să vorbească acel tată și acea mamă pe care tu, de care tu spui că pe care tu îi iubesc că sunt învechiți? De ce n-ai stat să vorbească nu despre calculator, ci despre felul în care ei s-o plăteau? Despre cum a făcut din ciumana, despre ce a fost în clasa 1 și în clasa 2, deci cum mergeau ei la părinții, cum mergeau la coasă, cum mergeau în ceea ce? De ce ai zis asta să vă și aceste lucruri pe minte? Poate că te-ar face să te vezi și tu într-un timp în care nu ai fost, dar în care a trăit, o trăit părinții tăi. Și să înțelegi și istoria lor și timpul lor. Nu mai timpul de să vezi cât de frumos a fost acel timp. Să stai să asculti, să-ți comentezi cum mergeau la fără asta. Nu în discotești până dimineață, ci în care nu are de nimic. Să vezi cum era fără în sat, ce este la fără în sat, și ce înseamnă discoteca, și de ce veneau de la fără din sat, și de ce se vine de la discoteca, nu înseamnă că vine din trebuie să se distreze. Dar nu în felul în care societatea asta te pune în fața distracției. Tu să ajungi la concluzia că era mult mai câștigat mama și tata de la ora din sală, ce nu vechi decât ești tu. Ei reportau și un costum național care exprimă o tradiție acestui popor, acestui pământ. Și pe care costumul național îl pregătea o toată săptămâna pentru ora de duminică. Ce sunt câteva aspecte ale societății care trebuie să le avem serios de gândit. Instituțiilor. O să mai auzim pe ce mai înseamnă în familie? Nepoșii sau nepoșii în jurul mesei bunice. Pe abia vorbim de copii. Ce se mai vorbim despre nepoșii și despre nepoșii? Pentru că dacă familia se încropește astăzi
la 30 și ceva de ani, după ce spun tinerii, acum pot să se facă familie, dacă o fac. Pentru că e cum problema case, cu problema bani, nu avem casă, nu avem bani, bine, dar toate acestea se facă împreună. Ce frumoasă e casa, nu avem împreună. Și așa că copiii sunt lăsați pe ultimul loc, undeva la o vârstă și cu pericole. Deci copiii care apar și sub semnul unor mari pericole, pe vârstă, pe vârsta mamei. Și atunci, cum se mai ajungă acești copilași să mai aibă bunici? Sau cum mai pot părinții, cu astfel de copii, se mai spere că se vor duce cu neposeire la primar? Ce să mai vorbim despre nemulți? Și iată cum, încet, încet, din societatea în care trăim, familia creștină, dispare. Așa dispare. Și încet, încet, dispare. Și ne întâmplă. Ceva mai mare. Sunt sub semnul întrebării existența părinților. Iar în o societate pe care au dispărut, bunicii și străbunicii, aceia nu mai este. Iată amenințări, iată pericole, de dramă pe care o trăim cu toții astăzi. Dacă nu ne mai vedem pe toate acestea astăzi, atunci trebuie să ne mobilizăm toți. Pentru că toți cei care sunteți aici, ar fi trebuit în orașul. Absolut în orașul. Pentru că atunci, poate mulți, ar fi schimbat cursul vieții. Dar dacă nu este tot orașul, este și din cauza ceea ce spuneam înainte. Deci iată acești factori educaționali care nu mai sunt suficienți dacă educația vine doar din lucru. Acest lucru vorbește foarte clar despre ceea ce suntem astăzi, unde am ajuns. Dacă nu ne mai vedem atunci, haideți pe toți, haideți toți să le regăsim sau să facem în așa fel încât ele să se nască. Și asta nu putem face decât dacă fiecare dintre noi suntem un misionar. Societatea care trăie. Și ceea ce am auzit astăzi aici, să le spunem și altora acolo de mâine ajunge. Nu în sensul, știi, că nu se putem așa, mai ales tinerii. Haideți toți cu rege, să ați rege în fața mea să vă spun ce am auzit din ele. Nici oameni. Că nu l-ați trebuit să spui toți colegi, ascultați și vă spun acum, ce am auzit la biserică și iată faceți. Nu așa. Misiunea începe lucruri imperativ. Fă asta, fă asta, de ce ne-ai fost acolo, de ce nu vii acolo, hai mai multe colegi. Și pe propria ta persoană, pe modul tu, pe modul tău de-a fi, dar te confruntat în societatea în care ne trăiești. Societatea de azi și omul din ea. Să vedem cine este omul din ea. Din societatea în care trăiește. Spun acolo, cei care mai vedeți până aici, puteți să citiți, că dominant evoluțiile brutale ale aceste societăți în care trăim, contemporane, moderne, cum vrem să spunem, se găsește în bună parte deconectat de la referințele trecute. Am să-mi explic imediat, în parte v-am spus. Și atunci, vă citesc acest text și apoi am să vi-l explic. Orizontul sensurilor vieții și ale credințelor pe care trebuie să inventeze singur, nu poate trăi fără sau în interiorul unor mici culoare este constituit acest orizont al sensurilor vieții din fragmente venite din vechi sisteme de sensuri și credințe, precum și grăpeie de sensuri mai noi pe care le combină între ele. Avem acolo două linioare a sensurilor care merge și spre rezultatul, niciun sens și niciun fel. Dar cum am să exact ceea ce vă spuneam înainte. Deconectat de trecut,
unde cunectată o tradiție a bisericii, de o tradiție a moșilor și strămoșilor noștri, care a marcat în pământ o cultură, o civilizație, deconectat de la toate acestea, omul de astăzi nu mai poate să-și creeze propriul orizont de viață, de credință, de filozofie, de referință la etică. Atunci ce face? Ia un fragment de aici, din cealaltă. Ia un fragment din altă parte. Alt fragment din altă parte, de pe internet ce mai dă. Și încet, încet, el încearcă. Mai merge în biserică, cum vă spuneam, trecător, aprind o lumânare. Nu știe ce liturghia, de ce trebuie să rămână acolo. Ce se mai convinte de ce? Atunci nu știe ceva de aici, știe ceva de dincolo, pe când am mai învățat un alt fragment, l-am uitat pe celălalt. Și uite, așa cum încearcă să-și creeze viața din fragmente. Fragmente de credință, fragmente de cultură, observăm astăzi, fragmente de referință la trecutul și la istoria Pământului tău, etc. etc. Acesta este omul zilelor noastre, omul societății de astăzi, un om a cărui viață este clădită pe fragmente și făcut din fragmente. O mixtură, de fapt, de concepții de viață și de familie. Haideți să vedem ce înseamnă societatea de astăzi și ce înseamnă schema pe care v-am pus-o aici. Societatea de astăzi poate fi caracterizată în special, în perspectivă sociologică, filozofică, teologică, etc., poate fi caracterizată ca fiind una dintre acestea și apoi toate împreună. Adică toate acestea împreună, definind societatea în care trăim. Și anume, o societate ultraconsumistă. Îl explic imediat. O societate ultra-tehnicizată. O societate globalizată. Și o societate secularizată. Poate să fie ultra-consumistă, tehnicizată, globalizată și cel de urmă rezultatul acesta se transformă în secular. Adică la distorție. Dumnezeu și credința pentru această societate. Sau poate să zicea că cu secularul, că am pierdut credința Dumnezeu și de aceea am acceptat aceste forme, pe care vreau să cercăm. Globalizat, totul este la grămadă, cum se spune, numai nimic particular. Credința ortodoxă se confundă cu alta, alta se confundă cu alta, o tradiție se confundă cu alta și uite așa, încet, totul se globalizează. Și de ce totul se globalizează? Pentru că în momentul în care globalizezi, în momentul în care nu mai păstrezi identitatea unor tradiții, mai ușor pot să manipulez eu, fie individual, fie grup. Deci sunt bine gândite, să știți. Mai departe, o societate ultraconsumistă, care consumă, consumă, consumă. Astăzi, aproape toate lucrurile pe care le avem în casă sunt lucruri de unică folosință. Nu mai repară nimeni. Nu mai coase nimeni o haină, dacă s-a desfăcut în două lucruri. Nu mai repară nimeni nimic, nicio piesă. Totul este ultraconsumist, totul este de unică folosință și așa este făcut încât să nu mai există durabilitate, ci un lucru de unică folosință. Și asta este societatea ultraconsumistă care ce face? Produce și noi agonisim. Când n-am mai avut în casa noastră loc pentru lucruri care nu mai fost. Dar nici nu le punem de spune. Aici este paradox. Că ținem acolo dacă s-a stricat un radio sau un televizor, nu știu de ce ținem acolo. Deci acesta este, așa se zice, amprenta pusă pe noi la unei societăți ultraconsumiste. Ei, o societate ultraconsumistă în care se lucrează 24 de ore din 24 nu mai este nevoie de familie.
Pentru că nu trebuie să se producă acolo, produce cineva, lucrează cineva. Și într-o astfel de societate nu mai este nevoie de tată și de mamă, adică de acel tată sau de acea mamă care lucrează 8 ore și după ce a trecut 6, se gândește, acum mai sunt 2 ore pe care mă duc acasă, mă întâlnesc cu puiul meu, mă așteaptă un zâmbet, mă duc la plimbare, dar știu ce mă prășișez. Societatea de azi multă consumistă are nevoie de mamă, care trebuie să stea acolo 24 de ore din 24, dacă e nevoie. Adică mama se primă cu tot și tata la fel. Să n-ai timp să se gândească la familie, să se întâlnească ei acasă, să aștepte copiii, să facă cu ei lecțiile, să se ducă la plimbare. Nu. Nu avem nevoie de așa lucru. Deci nu avem nevoie de mamă și de tată, ci de un robot care să se trezească, să meargă la lucru și să n-aibă alte preocupări și alte gânduri decât lucrurile pe care le face. Ca mâine să poți să-l folosesc la fel, la fel, la fel. Și dacă acest om s-a stricat, care ce din cel din urmă cu robot, nu mai rămâne în grijă de el să-l repare, ci panică. Și acest robot om de astăzi este la marginea societății. Indiferent cât de bun ești, indiferent cât de mult s-a câștigat cu tine și cu știința ta, că nu mai poți să te funcționezi, ești îndepărtat. Tu nu mai funcționezi ca individ, ca om, ca o ființă umană care să fie reparată și care să aibă demnitate. Nu ești un antrenaj, ești un robot, ești o piesă din un antrenaj, care dacă nu mai funcționează, inoculează omul că este bun, este perfecționist, că trebuie cât mai mult să stea la servici ca să progreseze, dar aceasta este o inoculare falsă a realizării ta. Și încet, încet, omul se transformă într-un robot al societății, care în locul mai poate să întâlnește cu mine. Ultra tehnicizată ține și de ultra consumist. Ne întrebăm numai dacă și sunt care va fi viitorul telefonului mobil. Vedem acum, va fi și omul în fața noastră și după ce? Ce va face? Sunt mașini astăzi care, acum, sigur, nu l-am pensat, că pe șosele marcate, șosele cu proprie. Sunt mașini pe care ți-i la lună, pe lună. Iar când trebuie să le parchezi, iei mâinile și de pe lună. Apeși un lucru. Și a face chiar? Mai mult, sunt mașini care nu pot să lucrească pe cea de față, nici cea de spate nu te poate lovi pe tine, atunci sensul că nu poți să depășești linia continuă pentru că ei trebuie sensul. Mă întreb și eu, și care va ce va fi mașina viitorului? Un valor? Un avion? Aceasta este societatea multă tehnicizată în care trăim astăzi și care are în interiorul ei producție. Globalizat, am spus, iar cele din urmă, cu toate acestea, sunt la ele acasă, loc pentru Dumnezeu nu mai există, pentru că omul devine Dumnezeu. Omul se crede în ziua Dumnezeu, într-o astfel de societate. Nu se mai există loc pentru Dumnezeu, se te mai duci la biserică, când tu trăiești într-o astfel de societate și să auzi acolo lucruri care vorbesc despre omul acum 2000 de ani, și mă duc eu la biserică. Ce s-a întâmplat? Ce înseamnă să aud despre Dumnezeu? Ce înseamnă să aud despre Iisus de cine se unde se găsește biserică? Undeva la margine societății, îndepărtată de tehnică. Așa se gândește în paralel acesta. Și nimic mai periculos decât să gândim în paralel acesta. E o mare pericol la cei care trăim și care ne-am învățat. Tipul de familie acceptat de societatea de astăzi. Pentru că tipul societatea de astăzi accepte un anumit tip de familie. Și iată care este acest tip de familie. De fapt, este un surogat de familie. Atenție, tine, la acest nici într-un caz familie preținită. Și așa zis, este acceptat de societatea de astăzi și chiar recomandată căsătoriile de copii. Adică, unde este jertfa pe care o să o duc? Partenerul tău,
să folosești un cuvânt, să cealaltă jumătate, să folosești un cuvânt modern, îl îndepărtăm, folosim cealaltă jumătate, dar este ca și un patron pe care folosim un timp și dacă s-a uzat la atunci, nu-i mai bun, nu te mai potrivești. Păi sigur că nu te potrivești, pentru că nu există om identic cu celălalt. Dar tocmai n-a s-a pus la frumusețea vieții de familie când cei doi devin complementari. Adică la cea mai mică nepotrivire și la ce mai lucrăm pe celălalt. Ca pe un lucrat să vinde și ca. Ce asta e societatea de astăzi? De ce îi convine societății de astăzi acest tip de căsătorie, să spunem așa, sau de relație? Pentru că acest tip de om poate să fie era nici o privață. Nu am trebuit în familie. Nu-i nevoie de mare responsabilități în acest sens. Mai departe. Căsătoria fără binecuvântarea bisericii. Pentru că biserica spune că ce responsabilități și obligații și misiune ai în familie, dar ca să o soție. Nu-i nevoie de să înțelegem față, să-i discutăm mintea celor doi, că ei totuși urmează comunitatea și de pe sunt o singură ființă, le putem folosi cum vrem. Nu-i nevoie de binecuvântarea bisericii. În plus, sigur, aici avem cum facem foarte mult. Noi acum, unde este, acum mă adresez părinților, unde este programul nostru de consiliere a tinerilor, care urmează să se căsătorească, care urmează peste un an, peste 6 luni, noi chemăm la spovedit vinerea și ei se vă dați în urmă. Pe la mine, sigur, este vinerea, capul acestui. O vedere, iar altfel. Și ce pregătim de gândire? Te mirăm de divorț, ce să o altă lavură la care noi trebuie să reflectăm biserica. Și am văzut în străinătate în America, în alte biserici, program cu tineri. Cei care urmează peste 6 luni să se căsătorească, peste 3 luni, peste o săptămână, când vin și stau de vorbă cu un preot. Am văzut în spațiu neopotestat. Va se chema și părinții, adică viitorii nu sunt nimeni, pentru că ei strică foarte mult, dacă nu sunt înțelepți. Ei strică viața copiilor părinții. Și se stă de vorbă și cu aceștia consilii împreună. N-avem această problemă. Iată câte litri. Și ne mirăm. Nu-i suficient că avem 3-4 perechi la culmii, mă refer la bisericii de oraș și cu rânduile avem 3 culmii. Dar la ce stat? Dar asta, sigur, este o problemă noastră pe care trebuie să o rezolvăm, altfel decât credem că a rezolvat-o până, dacă ne gândim la ceea ce înseamnă familie. Nu mai vorbesc apoi de căsătorii dintre homosexuali, care se încearcă să fie legiferate și aparate de lege, nu sunt operate. Oamenii ce trebuie pe consiliat, nu trebuie pe aceștia, nu trebuie. Ei nu trebuie de bătoasă, nu trebuie aruncat la marginea societății, aceștia sunt oameni care unii pot să fie recuperați. Noi nu încercăm. Dar nici nu încercăm să legiferăm anormal, spunând că e normal și să-l punem sub protecția legii pe anormal. Nu să fie bine, nu are. Gândiți-vă logic. Nu să fie bine într-o societate unde tu pui în fruntea normalului anormal și încerci să-l pui sub sub lege. Va să mai spui că cei care 3 milioane de oameni care s-au exprimat pentru a se modifica acest articol din Constituție pentru familia creștină, adică familia creștină, de familia naturală, dintr-un unire dintr-un bărbat și o femeie, dintre 2 oameni de sex. De același sex. Se mai spui că acesta este un fanatism religios. Alții mai spun că sunt frustrați. Noi creștini suntem frustrați după ei. Unde am ajuns? Și sunt oameni din fruntea țării. A greșit de nou și pentru să spun asta, ca biserică, pentru că am trecut. A greșit de nou biserică, deci am spus. A s-o spun cu toată responsabilitatea. Și am avut emisiune la televiziune din 2018. N-ai voie să spui așa. N-ai voie să văd și greșit. Pe mine, ca biserică, și tradiția mea, și Biblia mea, și spiritualitatea mea, spunând astfel de lucru. Lucru care va fi taxate de către creștinii. Ce mai înseamnă sănătatea de familie, parteneria de viață, adică căsătorie.
căsătorie consensuală, ce înseamnă asta? Tu ești partenerul de viață, dă-i împreună, dacă nu poți să fie acum un cerc mărătoare, ceva, suntem partener de viață, fiecare cu banii lui, fiecare cu cartul lui, înseamnă să plătești tu, lui înseamnă să plătești el, și așa mai departe. Acestea sunt rugăciunile de familie pe care societatea de astăzi le acceptă, dar care de fapt nu fac nimic altceva decât să distrugă, de fapt, societatea. Și acum, dragii mei, primii oameni, sau cum arăta prima familie, și aș dori să fiți cu lara minte, am să vă arăt, am să pun aici, am să vedeți în slide și anumite cuvinte grecești, nu pentru că știți noastră greacă, ci ca să vedeți în original. Eu o să le spun ce înseamnă, deci în original cum arată textul biblic. Și de ce nu putem să ne gândim astfel de aberații în societatea noastră? Și de ce biserica trebuie să ia poziția? De ce biserica trebuie să știe mai expresiv și mai imperativ să-și apere punctul ei de putere? Iată, în cartea Genezei, adică în cartea Facerii, prima carte din Biblie, aș vrea să fiți cu mare minte aici la ce scrie pe acest slide. A zis Dumnezeu. Să facem omul după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească pământul. Peste tot pământul și peste toate pietrele. Și l-a făcut Dumnezeu pe omul după chipul său, și acum e important. L-a făcut după chipul său, și anume, bărbat. Aici, în original, în textul, originalul textul secolului 5, adică Biblia ebraică, tradusă în limba greacă, avem cuvântul asem, care însemnează, atenție, gen masculin. Adică l-a făcut pe bărbat un om de gen masculin. Bun. Mergem mai departe. Biblia ce spune lui. Și femeie, este aici textul în limba greacă, TV, adică ce înseamnă? Un alt om de sex feminin. Pe frații, iubiți pe cei. A creat Dumnezeu, și o să vedem ceva ce face și Dumnezeu. A creat Dumnezeu doi bărbați sau două femei, că le-a dat venirea de mărturie. Acesta e textul, în original, clar, a creat Dumnezeu pe bărbat, adică un individ de gen masculin și pe femeie, adică alte tipuri de sector cu totul. Pe ce lume trăim noi și cum reușesc, cum ne permitem să răstămăcim în felul acesta Biblie? N-avem nimic cu acești oameni, pe de o parte bolnavi, pe de altă parte pradă unor impulsuri care trebuie educate și așa mai departe. Trebuie să știm adevărul. Mergem mai departe. După ce a făcut pe aceștia, nu a lăsat Dumnezeu simplu. Și acum creează prima familie, unindu-i pe aceștia și dându-le omenire. Și spune așa. Lasă-vă textul din Cartea Facerii, capitolul 22. Capitolul 22, versetele 23-24. Am să vă citesc și acest text. Și a zis Adam. Iată ochii noastră mele și care din cartea mea. Acum atenție, ea se va numi femeie și acum nu mai apare aici în textul original cuvântul tini, adică un om de gen feminin, de sex feminin, și apare cuvântul femeie și pentru femeie aici în original în limba greacă este tini, care însemnează cel care este partenerul tini de viață, cealaltă. Acum, aici, cuvântul femeie apare ca însoțitoare prima dată. Deci, acum avem de-a face cu familie. Și când e vorba de familie, cei doi, bărbatul și femeia, are o altă denumire. Dar noi, în limba română, n-am putut traduce mai bine decât atât cu bărbat și cu femeie. Dar sensul textului original nu ne permite această confuzie de termen. Și iată ce spune mai departe. Pentru că a fost luată din bărbatul ei, nu mai apare aici ase, adică genul, ci apare individul ca bărbat, adică
cei doi care trăiesc împreună. Unul este femeie, iar altul se cheamă bărbat pentru celălalt. Și acum e important. De aceea, adică pentru bărbați, pentru femeie, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și acum e important, se va uni, ce este un verb în limba greacă, cu femeia sa și vor fi amândoi cu trup. Noi am adus cu trup. Nu este corect de fapt. Pentru că trup am și păsătură și așa mai departe. Dar uitați-vă textul original cum arată acest text. Spune, ei vor deveni amândoi sarcamia, adică o carne. Explică imediat ce spune textul original și asta spune Dumnezeu mai departe. Și alte limbi au reușit să traducă mai bine acest lucru. N-au spus, au devenit un trup, ci în limba germană se spune în acest text, se verde mai Fleisch, exact carne, sau în limba engleză, deși ar fi cam am făcut și tot. Ei vor deveni o singură carne. Ce înseamnă asta? Vedeți-vă aici, avem modul inițial în care apare, să spunem, femeia, adică din unitatea capatului, din unitatea ființei. Aici, în textul anterior, este vorba de modul sau de prima creație a lui Dumnezeu, a celor doi, când face bărbat și femeie, exemplu opuse, de atunci este vorba de modul în care Dumnezeu întemeiază prima familie creștină, în care cei doi sunt partenerii de viață care merg mai departe cu omenire. Și acum vedeți pe mine. Atunci, nu-i permitem să vorbim, indiferent cine suntem, împotriva Bibliei. Și aceste lucruri, repet, nu pot rămâne în suspans. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, atenția, binecuvântat, când creșteți și mulțiți. Aici avem iarăși două verbe, care ambele însemnează din limba greacă, și axalul și pachinul, care însemnează înmulțiți-vă voi răspândiți-vă mai mulți. Aveți această venire, această binecuvântare, să aveți copii cu alte. Voi mulțiți-vă, crește și stăpâniți acest pământ. Păi nu să ne mulțim, dacă noi punem sub protecția legii și spunem că aceea e familie, dintre doi bărbați sau dintre două. Păi nu ne temem de textul Biblic, nu ne temem de ceea ce Dumnezeu a lăsat. Cum să mai fie bine în urma asta? Când noi, împotriva lui Dumnezeu și împotriva menirii familiei pe care Dumnezeu a lăsat-o, punem astăzi sub protecția legii alte genuri de relații dintre oameni. Cum să fie bine? Nu are cum să fie bine societatea asta. Pentru că ne atrage mânia lui Dumnezeu asupra noastră, prin ceea ce face. Am vrut, iubiții mei, să vă arăt cum arată familia creștină, nu discursele mele, nu discursele unui evreu, unui teolog, nici a unui sfânt părinte, ci cum a creat Dumnezeu familie. La început, și ce menire are familia, adică de a se mulți, de a avea copii, de a avea stare și așa mai departe, să se stăpânească acest pământ. Nu există familie în afară de acest gen de familie. Nu putem proteja o altă familie și să numim familie, un alt gen de relație dintre oameni și să numim acel gen de relație familie care nu este creștin, care nu este biblic, care nu corespunde adevărului revelat, adevărului lui Dumnezeu. Modelul de familie ca ultima, ca o șansă a vieții, a societății și cu asta încheie, este dat de un text din Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 21 până la 30. Aici, iubiții mei, Apostolul Pavel preia cuvintele lui Dumnezeu de la început. Cuvintele lui Iisus Hristos, care exact în acest fel vorbește cum Dumnezeu a creat prima familie. Și Apostolul Pavel vine și creează o întreagă teologie în jurul familiei. Cu responsabilități. Și o să vedeți ce îi spune femeii și ce îi spune bărbatul.
Și la urmă ce-i spune femeii? Un text care astăzi este cam la fel de rând. Dar așa vedeți. Acest motel sau acest text din Efeseni arată modelul adevăratei familii pentru societatea de astăzi și pentru acest model de familie trebuie să ne străduim toți care avem familie. Până n-am realizat acest model de familie, familia pe care am întocmit-o nu e familie. De aceea nu e bine, de aceea nu e liniște, de aceea nu e pace și așa. Pentru că am îndepărtat de acest model care este inspirat de Dumnezeu. Ceea ce Apostolul Pavel scrie, i-a fost atris de Dumnezeu prin descoperire. Nu spune de la el. Și acum mai trebuie să vedem textul. Spune așa. Anumite lucruri am să vi le explic. Important este ceea ce vedeți sub linia. Supuneți-vă unul altuia în frica lui Hristos. Și acum iată ce spune femeia. Femeile să li se supună bărbaților lor precum Domnului. V-ați putea să mă întrebați, să spuneți femeile, dar nu ne convine, ați cum să le supune bărbaților. Asta înseamnă discriminare. Ce înseamnă să fii Hristos? Să n-ai autoritate, să n-ai cuvânt, să n-ai demnitate, nu nici mor. O să vedem că tot timpul acest sfat, să vedeți ce ne spune nouă bărbatul, pentru noi mai grave, să vedeți ce spune imediat Apostolul Pavel. Te supui bărbatului într-o frică lui Hristos ca și Domnului, că Domnul nu te supui niciodată considerându-te Dumnezeu, nu te supui considerându-te sclav. Dumnezeu niciodată nu te vede pe tine sclav, nu te vede rog și nu te vrea sclav și ci te vreau cu demnitate. De aceea te-a dus în comuniune cu el. Și spune mai departe. Pentru că bărbatul este cap femeii, așa cum Hristos este cap bisericii, iar Dumnezeu nu pune. De ce spune că bărbatul este cap femeii? Având în vedere actul original al creației. Femeia fiind creată din ființa lui. Acum, avem aici o comparație. Tot timpul este comparația cu Hristos în relațiile noastre. Așa cum și Hristos este cap bisericii. El, Mântuitorul trupului. Adică e Mântuitorul trupului. Deci, bărbatul este cap femeii, dar este izbăvitorul, mântuitorul, ajutătorul ei. Deci nu este stăpânul de sclav peste un sclav. Și el este cel care o ajută pe ea, îi izbăvește, pentru că aici mântuitorul nu se lasă numai izbăvitorul pentru esatologie, adică pentru viața de dincolo, ci și izbăvirea din situații grele, dificile. Hristos este cel care salvează biserica din orice situație. Lasă să vedem. Deci, după cum și bărbatul trebuie să fie acela care să învață cea mai din orice situație, ea cu care ea să învăță. Mergem mai departe. Din nou comparația. Așa cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și femeile se refie cu toate supuse bărbații. Din nou comparația. Cum biserica se supune lui Hristos, pentru că la Hristos este biserica, dar biserica nu se simte scalată de Hristos, ci mireasă de Hristos, la fel și femeia se supune în acest sens bărbatului, adică în relația de întreagă demnitate, de totală demnitate ce cinste care o are de la suflet. Acum să vedem ce spune bărbații. Apostolul Pavel. Și asta e familie fizică. Numai ce va aici. Dacă nu este respectat, acolo nu este familie. Este o relație care merge pe toate ei, dar acolo nu este familie. Numai ceva de aici, ce din ce am văzut cu părere. Și iată ce spune bărbații. Bărbații, iubiți pe femeile voastre, din nou comparație. Nu spune iubiți pe femeile voastre, ci spune iubiți pe femeile voastre, așa cum avem aici termenul în limba greacă care pune egalitate dintre cele două acțiuni la care sunt cele două lucruri la care se referă acest status, precum și Hristos la iubit biserica
și pe cine s-a dat. Adică cum să iubim pe femeile noastre, precum Hristos a iubit biserica și s-a jertfit pentru ea. Păi, acum înțelegem, în momentul acesta, ce înseamnă acum supunerea. Mai poate fi vorba de supunere față de cineva care s-a jertfit, prin stare să se jertfească pentru mine. Deci mai departe ce spunea Domnul. Și de ce s-a jertfit Hristos pentru biserică? Și de ce bărbatul se jertfește pentru femeie? Ca să o sfințească, să o curățească. Până aici este biserică, prin baia de cuvânt, prin baia cuvântului. Nu-i trebuie la cuvânt, acesta este această explicație teologică. Să o înfățișeze pe ea biserică slăbită, fără pată sau ultimeciune sau altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără frică. Acesta este efortul, această misiune pe care a făcut-o Hristos, această jertfă pe care a făcut-o Hristos, și jertfa aceasta este transpusă în jertfa bărbatului. Față de femeia sa, cu acest lucru. Adică, cum să arată femeia? Ce înseamnă? De ce vă spuneam la început că această societate de astăzi nu dorește această binecuvântare a familiei care s-a arătat? Pentru că cu această familie, cu această entitate din societate, nu poți să faci ce vrei. Iar în familia cu demnitate, soțul are un rol, soția are un rol, nu poți să faci ce vrei. De aceea societatea nu poate să deviază decât familia creștină. Și ce îi mai spune mai departe? Așa sunt datori bărbații să iubească femeile ca pe propriile lor trupuri. Cel ce iubește femeia pe sine se iubește. De aceea spune, acum, citează Apostolul Pavel și pe Iisus și Cuvântul lui Dumnezeu din prima carte a Bibliei. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi exact ce vă spuneam la început. Observați că aici textul din Efeseni la profundătate exact atât de dedicat de femeie. Adică apare cuvântul sarcea, adică flagele, care. Deci, ce vrea să spune prin care cei doi vor fi cu singur trup, adică care. Așa de uniți vor fi cei doi de o singură ființă. Cu particularitățile fiecare. Aceasta e familia creștină. Adică o singură ființă. Cealaltă, celălalt de lângă tine este cealaltă jumătate a întregului ființei tale. Nu o parte de dialog, nu o parte de viață, nu o parte de viață, ci cealaltă jumătate a ta. De aceea spune, iubindu-te pe tine, pe iubindu-te pe femeie, te iubești pe tine însuți. De asta să știți că și în filozofia pre-creștini, în filozofia greacă, a clasicii greci, exista această concepție că omul lua în parte singulare ca o jumătate dintr-un întreg, într-o permanentă căutare după cealaltă jumătate care se îndrăgească ființă, se îndrăgească ființă. Deci soția și soțul devin cealaltă parte a întregului ființei. Cealaltă jumătate care se îndrăgește ființa. Deci, fără el sau fără ea, dintr-un întreg. Vrea societatea de astăzi și așa. Vrea părți, fragmente, cum am văzut, că atunci omul este manipulat de așa. Și spune mai departe, taina aceasta mare este iar eu zic în Hristos și în biserică. Când folosește Apostolul Pavel cuvântul taina aici în Spirit, nu se referă la taina ca sacrament, adică unul din cele șapte taine. Una din cele șapte taine sau unul din cele șapte sacramente ale bisericii, nu? Și aici se referă Apostolul Pavel la acest mister al unirii celor doi într-o singură ființă și spune misterul acesta, mare. El reușit, el să fie realizat în Hristos și în biserică. Doar în Hristos și în biserică este realizat în la știință care sunteți aici acest mister al unirii vieții voastre cu cel doi. Această familie creștină, după această familie trebuie să alergăm, această familie trebuie să o apărăm cu orice preț, această familie care dă sensul cetățenanță, această familie care dă sensul vieții noastre.
înțeleasă relația dintre cei doi ca relație din o singură ființă. Și ce spune mai departe Apostolul Pavel în cheie, zice așadar, e o concluzie, așadar fiecare dintre voi se lucrează pe femeia asta, ca pe sine. Iar femeia ce se teamă, acum, până aici am înțeles, dacă nu mai spunea ce duce, ce trebuie să înțelegem în acest text? Noi știm preoții la comunie, acesta este textul care se citește la apostolul de la comunie. Totul este bine și frumos până aici. În sensul că nu prea spune acest lucru. De multe ori eu ca preot, făceam cu ideea că voi spune un cuvânt că am uită temă la comunie și când întâmpinam ceea ce am să vă spun acum, am schimbat un fel cuvântul de la comunie. Nu știu cum se face, că până aici nu am nimic. Tineri, nici nașii. Din apostol. Când au ajuns aici și citește cântărețul sau cine citește apostolul, femeia se citea unde bărbat, nu-i totodată auzit. Și mine nu mai putește pe mireasă, mireasă să mă uit pe ceva el. Dincolo nașii mai văd în privire, așa aruncă peste ei spre nașă, nu se și mă vezi. Deci, femeia, se teamă pe ceva. Și atunci când vedeam aceste zâmbete, dar până acolo nimeni nu erau peste, nici nu dată acel lucru l-au înseamnă. Că să vedeți cum mai lucrează și cel rău, că cei bine nu te lasă să aud, dar ce nu trebuie să auzi imediat, auzi. Dar de ce nu trebuie să auzi imediat? Așa trebuie tradus. Și au fost foarte corect cu anumite emisii ale Sfintei Scripturi care au tradus corect textul. Nu traducem acolo, iar femeia să-l cinstească pe bărbat, cum adesea apare în altă traduce. Nu, femeia să se teamă pe bărbat. Așa este textul original, dar haideți să vedem ce înseamnă. Apare aici, care vedeți ce scrie aici, iar femeia să se teamă de bărbat, în original, în limba greacă, că este original. Sună așa. Idegini, adică femeia, inapropii de conan, să se teamă de bărbat. Apare verbul acesta, pe care l-am dat aici, în limba greacă, părinții care au făcut greacă și cu fofeu, mai care în sensul și de teme, de ceva, dar și sensul acesta de respect, reverență și schimb, toată dată. Și atunci, aici nu este vorba de o teamă din aceea a unui raport dintre stăpâni de sfat și sfat, dintre stăpâni și rob. Femeia nu-i robă. Nu-i slavă bărbatului de care trebuie să se teamă. Și toată teama aceea pe care vorbește Apostolul Pavel aici, este teama aceea respectuoasă pe care o ai față de Dumnezeu. Când spune, mă tem de Dumnezeu să fac asta. Nu neapărat că te tem că El te pedepsește, ci că ai așa respect față de El. În sensul că ți-a dat atât de multe lucruri, a făcut cu tine atât de multe jertfe, ți-a arătat cum te-ai iertat, cum ți-a arătat cum te-a dus dintr-o stare într-o alta, cum ți-a arătat cum ți-a respectat demnitatea, onoarea și așa mai departe și spui în fața acestui Dumnezeu care a lucrat cu mine așa. În fața lui e teamă, e bijelă, e rușină să mai facem. Adică e atâta respect și atâta cinste pe care o datoră de Dumnezeu când exprime această cinste și acest respect cu acest cuvânt. E teamă să facă asta. Ei, teama de aici se datorează sau ia sau îmbracă forma acelui respect și acelui cinstit pe care femeia îl datorează respectul sau o datorează cinstirea bărbatului când și cărui bărbat, cu cei pe care a făcut ce s-au zis. Adică și vremul și-a dat piciu pentru ea să vorbim cu cealaltă jumătate a vieții. Atunci, față de el, îți este teamă să greșești. Și asta este relația de familie. Acesta este interesul acelui termen din textul din Efeseni din Apostolul Pavel.
Închei cu câteva concluzii, soluții, puse în întrebări pentru fiecare dintre noi, reflexie personală. Efortul de a ne opune locuirii familiei cu surogate de familie, și am văzut care sunt aceste surogate de familie, este misiunea noastră comună, a tuturor lucrurilor. Mai provocatoare ca oricând această misiune. Nu e misiunea mea, nu e misiunea unui preot, nu e misiunea unui biscup, nu e misiunea unui teolog, este misiunea noastră comună. Toți trebuie să strângem rândurile ca în societatea noastră să triumfe familia în veșnică. Ca tinerii noștri să se căsătorească, ca tinerii noștri să aibă copii, ca tinerii noștri, copiii noștri, să aibă viață puternică. Iar părinții lor să ajungă bunici pe străbunici. Trebuie să societatea pe care trebuie să o construim. Și aici nu poate numai unul singur să facă. Nu poate biserica să facă singur acest lucru. Trebuie și celelalte instituții ale statului să contribuie la promovarea acestei valori în societate. Nu la distrugere, așa cum am auzit astăzi și zile trecute pe toate canalele. Acești oameni care distrug societate trebuie puși la marginea societății. Nu să stea în fruntea societății. Dacă am avea demnitate, dacă am avea onoare mai mult, dacă am avea coloană mai mult, dacă am avea caracter mai mult, societatea de astăzi ar arăta altfel, să știți, și în fruntea ei s-ar găsi altfel. Dar oamenii care se găsesc în fruntea ei ne caracterizează pe noi. De aceea trebuie să strângem rândurile pentru promovarea valorii în societatea noastră. Și să nu mai fie permisă răsturnarea de valori, atunci o instituție care are în fruntea ei non-valori nu poate să meargă bine, se prăbușește de la tine. După cum o societate, o țară, o națiune care are în fruntea ei non-valori se prăbușește de la tine. Și suntem toți responsabili de prăbușirea unei națiuni, de prăbușirea unei societăți, de prăbușirea bisericii, așa mai departe. Toți suntem responsabili. Trebuie să știți un lucru, biserica nu e formată de preoți și de biserică. Noastră suntem biserică. Noi toți împreună suntem biserică. Iar noi suntem slujitorii sufletelor lui Hristos. Nu comunicăm cu noastră. Atenție la acest lucru. Noi nu suntem comunicători cu noi. Noi suntem oameni care se ascultă, orbește de lume toată lumea. Orbește de lume toată lumea ce înseamnă textul Biblic. Noi suntem slujitorii preoți. Suntem slujitorii sufletelor lor. Noi slujim ducând noi comunune cu Dumnezeu. De aceea, biserica nu formează preotul și episcopul, toți sunt preoți. Iar noi suntem în fruntea dumneavoastră ca slujitor. Pe cine a spus-o asta? A spus-o Iisus. Într-un context în care apostolii ne certau pe numărit. Iisus mergea la parte și ei se certau care să fie mai mare în împărăția pe care credeau cu pandemia un Iisus politic. Atunci Iisus le spune, fiul omului n-a venit ca să-i se slujească. A spus. Și ca el să slujească, să-și dea viața la scumpărare pe mărinții. Până nu înțelegem acest lucru, biserica nu va fi înțeleasă. Așa cum trebuie să fie înțeleasă în societatea noastră. Doi, biserica trebuie să fie mult mai implicată în apărarea familiei și a vieții decât este acum. Eu știu toată responsabilitatea. Și trei, după cele pe care le-am auzit, după tot ceea ce am auzit despre familie, despre ce este familie, știi, ce trebuie să fie familia, știi, tu, eu și cu în parte fiecare. Unde ne situăm în ceea ce înseamnă familie? Unde te găsești tu astăzi? Vis-a-vis de toate cele pe care le-ai auzit în casa ta
și în familie. Cum arată casa și cum arată familia? După cele pe care le-ai auzit. O întrebare la care să ne răspunde unde te situezi tu, fiecare din intimitatea sufletului și dacă vom găsi răspunsul cel mai sincer, nu răspuns circumstanțial, ci răspunsul cel mai sincer. S-ar putea ca mâine, nu s-ar putea, sigur, mâine, ca să face familia ta, va arăta altfel și societatea în care trăim va arăta altfel. Iar biserica va fi percepută mâine altfel decât este percepută astăzi. Vă mulțumesc! Statistici figurăm ca un județ cu peste 300.000 de locuitori, nu știu dacă mai sunt.
250 de metri în județ, totuși am reușit să strângem peste 50 de metri de semnături față de alte județe care au mult mai mult, chiar și față de orașul București, care având 3 milioane sau 2 milioane de locuitori, nu s-au ridicat la vreo 20-30 de mii de semnături. Și eu lucru bun, ceea ce înseamnă că noi, ca oameni creștini în acestui județ, ne pasă de familie și de evoluția acestei. Așadar, binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie pentru aceste seară, pentru tot ceea ce înseamnă relație de familie, pentru tot ceea ce înseamnă familia creștină și mai ales pentru ceea ce spunea Părintele Profesor, această mobilizare de a strânge lucrurile prin biserică în anescoare. Amintea Părintele Profesor de mai mare țările noastre a fost o mare dezamăgire, dar care vă legitima până cu biserica să iau o poziție oficială, dacă a fost acuzați că, vezi, Doamne, facem pe deasupra, strângem semnături. Acum suntem legitimați să ne exprimăm public poziția ta, suntem o țară majoritară creștină și vrem valori creștine, inclusiv în Constituție. Și poate, într-un final, chiar și înainte de alegere, și văd drag de băr și lungesc toate deciziile și cu privire la parteneriatul homosexual și cu privire la referendum, cred că cineva de interesul să întindă treaba asta până după alegeri și după aceea să ne zâmbească ceva. Așa că poate mai mult suntem datori să ne exprimăm poziția acum, până acum cât am avut cât de cât un instrument de constrângere, fie că se numesc alegeri sau să o fi numit. Și dacă mai preferiți un minut, n-am venit cu mâna goală, am venit cu nou puse de formulare. Nu numai noi, să știți, ca țară, creștini ortodoxă ne-am ridicat pentru apărarea familiei. Există inițiative de acest gen în Polonia, în Cehia, în Slovacia. Fapt care a determinat anumite minți din conducerea europei să demareze o inițiativă de acest gen la nivel comunitar. Și există la nivelul europei o inițiativă care se numește Mama, Tată și Copilul în apărarea familiei tradiționale. Se poate semna ca petiție și online, cei care au internet, cei care nu avem internet, putem semna pe aceste formulare. Sunt un pic diferite față de ce am semnat la începutul acestui an, dar vă invit să faceți acest gest de a semna și pentru această inițiativă europeană. Ne place, ne place, suntem cetățeni ai Uniunii Europene, deci și acolo putem să ne spunem cuvântul și să sprijinim aceste acțiuni, mai ales că în trecut au fost 3 rapoarte care s-au referit anii trecuți expre la familia homosexuală. Iată că a apărut o mișcare care, din fericire, se referă și la familia tradițională în apărarea acesteia și suntem chemați și noi să ne exprimăm adeziunea la această inițiativă. Vă mulțumesc și vă asigurăm de toată prețuirea noastră și, în principal, de prețuirea Preasfințitului Părinte pentru această seară și, în general, pentru toate lucrurile pe care le faceți pentru biserica noastră. Părinte, m-aș fi de aceea că statistica aceasta mi-a scăpat să spun că, în mod deosebit, îmi permit să vă felicit pentru ceea ce ați făcut, mai multe lucruri creștine și am multe câte alte județe, dar nu știu de ce noi suntem înțelesători. Noi nu mai ne trezim după ce suntem loviți. Nu știu de ce nu ne întâlnim provocările, că se convins că și cu Bucureștiul peste tot, acela nu lucru nu gândesc. Dar nu l-au făcut direct și că putea să fie târziu cu ne trezim din letargie și din amorțeală, cu atât mai mult meritați toate felicitări pe acești județi, pe această eparhie, care iată sunteți din acest punct de vedere fruntea tuturor. Acest lucru nu poate decât să ne dea multă speranță și mulțumesc mult că ați venit aici și cum l-ați zis, nu puneam o fi la telefon, m-a sunat la seară, mi-a explicat că nu poate să fie aici, am apreciat și acest gest de a mă suna și din acest, ce numai din acest punct de vedere, să știe tot respectul și dragii pentru consilier, vă rog să vă prindeți până când vine o întrebare sau, știu eu, o remarcă, vreau mai nu să-l complet, nu să-l corectez pe Părintele Codobor, ci doar să-l completez, punând că poate să-l posibil, să-l posibil de rog, în preș, doi,
patru nepoți, dar între noi sunt pe două. Eu îl așteptăm foarte repede de Crăciun, iar celălalt undeva spre vară. Așa că sunt un bunic cu 6 nepoți, cu 4 în viață și cu 2 de Crăciunul Dumnezeu, care se vor adăuga celor 4 și este foarte bine, este foarte frumos. Așa că, din acest punct de vedere, sunt într-adevăr împlinit și mulțumit. Și mulțumesc pentru Dumnezeu.